Iată, dar, doamnelor și domnilor, spectacolul nostru a ajuns la sfârșit. Însă povestea continuă. Le mulțumim profesorilor Eva și Teodora Spirescu, pe care îi invităm în scenă să ne adreseze și cuvântul dumnealor la sfârșitul acestei stagiuni al anului 2016-2017. Ați urmărit un spectacol de balet susținut de copii începători, dar și de elevi profesioniste de la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Majoritatea cursanților școlii de balet se află în primul an de studiu, dar avem și câteva veterane, cum ar fi Marin Diana, Sebastian Bianca, Dragomir Claudia, care a revenit după câțiva ani, și Corneanu Georgiana, care ne-a ajutat foarte mult, dar din păcate astăzi nu a putut fi prezentă. Este sora ei, Izabela, în schimb. Mulțumesc cursanților care s-au înscris la începutul anului. Mă bucur tare mult că le-a plăcut baletul și vreau să îi felicit pentru progres. Este prima oară când fetițele s-au urcat în poante, după cum le-ați văzut, și sper că s-au simțit extraordinar. În poante, padebureul te obligă să-ți îndrepți spatele pentru menținerea echilibrului și presupun că orice domnișoară își dorește o postură frumoasă, grație și coordonare în mișcare. Baletul este o artă ce aduce beneficiile unui sport și ajută în dezvoltarea armonioasă a copiilor, indiferent că ar fi fete sau că ar fi băieți. Îmi doresc pe viitor să se înscrie și băieți ca să încercăm și elemente de duet. Mulțumesc mult invitaților noștri de la Colegiul Național de Arte Regina Maria, care s-au oferit să fie model copiilor noștri din primul an de balet. Le mulțumesc atât lor, cât și domnilor profesoare care le-au pregătit. În această vară vom continua cursurile de balet, iar dacă printre spectatori se află și copii care vor să se înscrie și să participe și ei în spectacole pe viitor, îi aștept cu mare drag. Doamnă primar Mariana Gâjou, vă mulțumesc pentru toată susținerea! Domnișoara Teodora Spirescu, noi mulțumim! Și domnul viceprimar, domnul Neagu Florin, în semn de respect, oferă florile recunoștinței domnișoarei profesor de balet Teodora Spirescu, precum și doamnei profesor de balet, doamna Eva Spirescu, florile recunoștinței și diplomă de excelență pentru armonizarea creșterii și dezvoltării copiilor noștri prin dans, prin grație, prin gingășie, prin suflet pus în educația copiilor comunei Cumpăna. Vă mulțumim! Iar vouă, dragi balerine, aici un dulce. Vă rog să primiți, așa. Este drag să fiu la înălțimea ta și să spun, Doamne, frumoasă e vârsta copilăriei. Doamne, suntem fără griji la această vârstă. Ei sunt, dar noi. Să ne ducă la Dumnezeu să ne dea sănătate, să putem să-i facem, să-i ducem pe culmile gloriei, dar ale vieții, ale sufletului, ale izbândii în viață pe acești copii. Mulțumesc, dragi părinți! Nimic nu e ușor, dar împreună putem să le facem viața mai ușoară. Vă mulțumesc! Și pentru că rostim numele domnului Nicolae Spirescu, noi, cei de aici, din sală, reprezentanții administrației publice locale, părinți, consilieri locali, îi transmitem sănătate și mulțumim că a avut încredere, în urmă cu 15 ani de zile, să înființeze la Cumpăna școala de balet Nicolae Spirescu și nu în municipiul Constanța sau într-un alt oraș. Vă mulțumesc, vă doresc succes! Vacanță minunată, vacanță binecuvântată, am spus și elevilor, și domnișoarei și doamnei profesor, dar și părinților. Sănătate, dragi părinți! Împreună, umăr lângă umăr, am credință cu Dumnezeu deasupra capului și Maica Domnului, vom reuși în tot ceea ce ne propunem. Dar educația, copiii, ca și sănătatea, sunt pe primul loc. Sănătate! Numai bine! Vă mulțumesc!